După ACS Bălilești în Liga a patra, Viitorul Mihăiești este a doua echipă din zona Musel care se retrage din campionat. Conducerea echipei a înștiințat Asociația Județeană de Fotbal că a luat decizia retragerii din seria Nord a Ligii a cincea, după ce 16 dintre jucători au decis să părăsească echipa și se află în imposibilitate de a completa lotul de jucători. Viitorul Mihăiești a început perfect noul sezon cu o victorie pe teren propriu, 4-3 cu actualul lider Petrolul Hârtiești. Destul de joc de reglementare, mai joc. Pare mai joc dacă nu să ne fost joc. Înaintea acestei decizii, echipa din Mihăiești era pe locul 10 în clasament cu 15 puncte acumulate după 5 victorii și 6 înfrângeri în cele 11 meciuri disputate. Cel mai probabil, în perioada următoare, îi vor fi anulate toate rezultatele, pentru că decizia a fost luată înainte de finalul turului de campionat. Deja, pe site-ul Asociației Județene de Fotbal Argeș, apare joc neprogramat în dreptul partidei, ce ar fi trebuit să se joace duminică de la ora 11 la Cetățeni.